Oamenii care locuiesc într-un bloc din Baia Mare vor fi încercuiți la ideea primarului cu un zid înalt de 2 metri și lung de 100. Vestea a înfuriat organizațiile care protejează drepturile omului, iar unii localnici spun că mai bine îi trimitea direct în pușcărie. Numai unii însă, o parte dintre romi, cred că așa vor fi mai protejați. Toți copiii sunt după drum, accidenturi, dau mașinile copiii ei. Foarte bine o să fie. De ce? Pentru îngrijirea copiilor. Mamele mai grijulii sunt în favoarea zidului. Așa vor fi mai protejați copiii. De aceeași părere este și primarul. Pentru a nu pune în pericol viața copiilor care locuiesc în acea zonă și pentru a nu pune în pericol traficul. Căci puradeii se mai și distrează pe seama șoferilor. Stau la pândă, iau bolovane, stau la pândă, când vine o mașină, direct în mașină dau. Mări dau cu pietri, dau cu noroi, cu orice dau. Pentru azlocatari, zidul are însă o cu totul altă semnificație. Dacă se face gardul ăsta mare de 2 metri, ar fi frumos acolo în colț, acolo, dincolo și în marginea asta, să pui 4 foișoare și 4 polițai. Câți ani o să ne dea? Am înțeles că gardul o să fie de 2 metri și jumătate. Să-l facă de 5 ca la pușcărie. Sunt și locatari cărora zidul este indiferent. Își doresc mai degrabă curățenie. Ne mănâncă ploșnițele și bulecile aici în blocul ăsta. Primarul promite că va face post de poliție în vecinătatea romilor și că va curăța zona. Să mai limităm tot ceea ce înseamnă debandat în acea zonă. Vom igieniza acolo, vom curăța și mai mult decât atât vom înființa un post de poliție fix. Intențiile edilului nu sunt însă bine văzute de asociațiile care apără drepturile romilor. Ele amenință că vor da în judecată autoritățile din Baia Mare pentru că văd zidul drept o formă de discriminare.